Și studenții Facultății de Teologie, Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu, s-au alăturat campaniei Donează sânge, salvează o viață, inițiată de Patriarhia Română. Marțea aceasta, 50 de tineri teologi s-au prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguină din Sibiu. Prin donarea de sânge se prelungește viața, se dă sănătate cuiva. Așadar, actul acesta, pe lângă unul de a fi social, de a fi caritabil, de a fi filantropic, Devine un fapt misionar. De aceea, și Facultatea noastră de Teologie s-a alăturat Arhiepiscopiei Sibiului, care, desigur, încearcă să implementeze programul instituit de Patriarhia Română. Facultatea a transformat pentru câteva ore sala de curs în sală de donare de sânge și prin aceasta și studenții pot să contribuie nu numai la implementarea unui proiect, ci mai mult la a deveni oarecum datător de viață pentru cei care sunt în nevoie și în necazuri. Studenții au înțeles nevoia stringentă de sânge și au dorit să vină în sprijinul semenilor aflați în suferință. Este prima oară când donez sânge. Am făcut-o pentru a ajuta, consider că este o cauză nobilă și îndemn pe toți să vină și să doneze sânge pentru a putea ajuta pe cei ce sunt în impas. M am mai donat de două ori, asta e a treia oară când donez, pentru că m-am gândit să fac un bine celorlalți, nu atât pentru mine cât pentru ceilalți. Am avut în vacanța asta, când am fost acasă, o de-a mea, pe care nu o cunoșteam, a avut hemoragie internă. Și, și faptul ăsta m-a determinat, să, între timp ea a murit și totuși m-am gândit că sunt, sunt, persoane care au nevoie de, de donații de sânge și să fac un bine celorlalți. Este pentru prima dată când donez sânge. s am auzit că este mare, foarte mare lipsă în spitale de sânge și ne-am gândit cu mai mulți colegi să donăm și noi sânge să ne atlăturăm campaniei inaugurate de Patriarhie. Campania Donează sânge, salvează o viață va continua în Arhiepiscopia Sibiului pe tot parcursul anului.